Bun găsit tuturor la horoscopul lunii iulie. Așa cum bine știți, s-au schimbat multe lucruri pe acest canal și mulțumesc tuturor celor care mi-ați scris și m-ați încurajat. Hai să o luăm pe rând. Pe acest canal YouTube vor rămâne previziuni generale privind horoscopul lunii, privind dragostea, privind finanțele, privind horoscopul culorilor. Deci horoscopul culorilor rămâne. Și mulți au înțeles că eu nu voi mai face horoscopul zilei. Nu. Voi continua să-l fac, dar a fost nevoie să iau o pauză, să mă odihnesc și eu vis-a-vis de acest horoscop. Și va continua, bineînțeles, și horoscopul săptămânii și horoscopul zilei. Deci vor continua. Ei, marea schimbare vine din faptul că am lansat canalul meu privat pe site-ul Vimeo. Iar dacă vrei să asculți horoscopul lunii iulie detaliat, un horoscop care bate spre 2 ore de analiză, da? Pentru fiecare semn zodiacal în parte, du-te jos aici, aici jos, în imagine, e o săgețică. Aici explic pentru cei care nu știți să deschideți zona cu explicații. Și apasă doar pe link, apasă pe partea aia albastră, dă click acolo ca să fii dus direct în Vimeo, de unde poți privi horoscopul detaliat al lunii iulie pentru fiecare semn zodiacal. Un horoscop super complex analizat, adică merită investiția. Aici voi vorbi despre zona generală și de acum așa va rămâne. Zona generală. Acestea fiind spuse, să trecem la treabă. Luna iulie. O lună în care Mercur, planeta comunicării, este destul de supărat. Ascendentul lunii este pe pești și asta înseamnă multă intuiție, multă clar viziune, foarte, foarte multă sensibilitate. Dar trebuie cu toții, cu toate semnele zodiacale, să fim foarte atenți, să nu cădem în depresie sau autovictimizare. De ce mi se întâmplă mie? De ce universul a hotărât acest lucru? De ce mi se fac mie aceste lucruri și tot felul de alte fraze care se vor repeta iar și iar și iar și iar? Este o lună în care Mercur, planeta comunicării și a negocierii și a felului în care gândim, va fi supărată pe noi de la începutul lunii până la sfârșitul lunii, de pe 1 iulie până pe 31 iulie. Această supărare se manifestă printr-o serie de quadraturi, care în astrologie sunt aspecte tensionate. Și va fi nevoie de un efort constant al nostru să ne controlăm impulsurile, pentru că foarte mulți dintre noi vom avea tendința să explodăm, să izbucnim, să facem ceva care să îi enerveze pe cei din jur și să fim reactivi noi, reactivi ei. În filmarea detaliată de pe Vimeo, eu am abordat semn zodiacal cu semn zodiacal și am dat acolo datele când ești vulnerabil și unde e domeniul în care ești vulnerabil. Deci clic jos, du-te pe link și uită-te la horoscopul lung, care aproape 2 ore vorbesc acolo. Deci, tu trebuie să știi aici că e o lună în care Mercur face multe aspecte tensionate. Cu Chiron, Marele Vindecător, cu Marte, cu conflictul, cu Lilith, Luna Neagră, și e important să nu ripostăm și să nu explodăm. Luna, totuși, luna iulie, vine cu niște puncte forte, pentru că în astrologie niciodată nimeni nu e lăsat în detriment sau nimeni nu e pe un plus absolut. Deci, dacă avem riscul de conflicte verbale, lipsă de logică, lipsă de rațiune, lipsă de bun simț în tot ceea ce facem, vin
și planetele care țin de intuiție să ne susțină și să ne tragă de pulpana hainei și să spună, băi, bați câmpii, fii atent, atenție, oho, frână. Pentru că luna debutează, luna calendaristică debutează cu un tranzit foarte frumos, cu o deplasare foarte frumoasă a lunii, planeta emoțiilor, prin semnul Scorpio. Să fie lucrurile clare, luna în Scorpio niciodată nu-i... Ea e ok pentru că e în semn de apă. Luna guvernează racul, deci în Scorpion se simte ok-iș, parcă. Dar când dă de Scorpion o lună, luna Scorpion, și oamenii care au luna Scorpion, de regulă, au un risc de văicăreală mai mare decât alții. Sau amplifică o anumită situație, exact ca ciuperca unei bombe atomice. Bum, bum, ba! Ei, de data asta... Vestea superbă este că luna, chiar dacă e un Scorpion, e foarte bine susținută de Neptun, intuiția și comunicarea, intuiția și clarviziunea, și de Soare, care este energia vitală. Deci, dacă noi avem conflict în zona lucidității și a luării deciziilor, vine Neptun cu Luna care ne echilibrează și care spun, bă, stai puțin că e de bine, nu te panica, dar ascultă-ți vocea interioară pentru că acolo ai foarte multe resurse în această lună și poți să folosești aceste resurse cu maximă eficiență ca lucrurile să-ți iasă bine așa cum îți dorești tu să iasă perfect. Este o lună în care începem să vindecăm real. Începem să vindecăm real de pe 11 iulie când Chiron intră în retrogradare și va fi până pe data de 15 decembrie. Deci 11 iulie, 15 decembrie, perioada în care ne vindecăm multe traume. Dar aceste vindecări nu vor fi simple, pentru că de data aceasta Chiron în tranzit în Berbec, în retrogradare, se comportă ca un semn de foc. Berbecul nu o să vedeți, decât doar dacă e un berbec de apă, care are foarte multe planete prin semn de apă ceva, sau are el, sau ia traume profunde, dar berbecul e foarte tranșant. Cu berbecii nu stai la discuții foarte, găsim scuze și explicații. Și... Nu, nu, nu. Berbecul când dă cu pumnul în masă, păi sar toate farfuriile până în tavan și înapoi. Chiron va vindeca cu sabia de foc a Arhanghelului Mihail, adică va tăia în carne vie. Și tot ceea ce nu este productiv și tot ceea ce nu este bun în viața ta și toate minciunile alea și porcăriile în care te scufunzi, că ți-e frică, că nu poți, că nu e ok, că nu e momentul. Uite, vine Chiron și până la jumătatea lui decembrie schimbă, transformă, dă cu totul de pământ și aduce multă, multă transformare. Data de 5 iulie, când are loc luna plină în Capricorn, e un punct important pentru că închizi niște situații ambigui care țin de finanțe și stabilitatea ta materială. Dacă nu erai mulțumit sau mulțumită până acum de anumite lucruri, 5 iulie reprezintă momentul perfect când tu poți să spui, ok, eu închid povestea asta, eu închid lucrul ăsta, eu închid direcția asta și mă duc spre altceva, mă reorientez, mă reinventez, dar acum, pe 5 iulie, e momentul să închid. Folosește intuiția, repet a patra oară în această filmare, cred, pentru că logica nu o să te ajute. Mergi pe ce zice sufletul și ai să vezi că n-ai să greșești când vine vorba de lucrurile pe care le închizi. Punctul când poți deschide o nouă direcție, din nou bazat pe intuiție și de data aceasta vine și logica, pentru că Mercur va fi intrat deja în mers direct, este 20 iulie. Pe 20 iulie, indiferent de semnul zodiacal din care faci parte, poți să începi lucruri noi, poți să faci demersuri noi, poți să faci niște lucruri absolut fabuloase pentru tine și cei din jur, dar totul este despre a trage linie și a începe de la zero. Sau a reîncepe dintr-un punct în care ai ajuns, ai lăsat proiectul respectiv sau situația respectivă în stagnare și acum
te duci să o iei de la capăt după ce a fost într-o perioadă de somnolență, dacă pot să spun așa, mai lungă. Este o lună în care se testează mult zona prietenilor. Vei vedea, deci dacă te duci pe Vimeo, clic jos, intră pe link-ul ăla cu albastru. Sunt anumite zodii. Este chiar o zodie specifică care va fi ajutată foarte mult de prieteni. Dar multe zodii fac curățenie în zona prietenilor. Și e momentul în care schimbi și transformi și viața ta capătă o nouă valență și capătă o nouă direcție. Este o lună în care o să fim, repet, puțin zăpăciți de cap și puțin incoerenți. De pe 12 iulie începem așa ca un șchiop să mergem. Schimbarea profundă vine după 22 iulie, când soarele va intra în leu, degrevează puțin racul de toată presiunea care e pe el, dar aliații noștri sunt intuiția în această lună. Așa încât atenție la ce gândiți, atenție la ce vorbiți, atenție la cum comunicați, vă va ajuta horoscopul de pe Vimeo, cel detaliat, deci e super detaliat. Și eu când zic că e super detaliat, e detaliat. Să aflați ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte. Și hai să... Eu nu pot decât să vă urez să trecem prin luna iulie cu cât mai puține conflicte. Și nu uitați, vine și horoscopul dragostei și cel financiar vor apărea. Vă mulțumesc că mă urmăriți. Nu uitați să apăsați butonul subscribe dacă vreți să fiți la curent cu următoarele mele filmări. Nu se închide horoscopul zilei, vor veni și horoscopul săptămânii și alte filmări pe alte teme. Doar că era timpul să fac o schimbare profundă pentru că nu mai mergea așa. Și uite că am făcut-o, mă bucur maxim că am făcut-o și să vă fie vouă de folos, pentru că de data asta... chiar dacă eu muncesc mult mai mult și voi știți că eu muncesc mult, de data asta o fac cu drag pentru voi și pentru toată lumea. Dar de acum se selectează grupul de privitori, numai informațiile înalte și informațiile detaliate nu vor mai fi pentru tot grupul. Intrați pe Vimeo, acolo este oaza informațională de acum încolo. Vă mulțumesc, să ne vedem cu bine la alte filmări, apasă butonul subscribe. Pe curând!